Da, un meci care practic în afara ritmului de joc care a fost destul de scăzut și a evoluției echipei noastre a fost decis dintr-o eroare de arbitraj la primul gol un offside, iar la golul 2 un presupus hands care jucătorul meu mi-a spus că nu a atins mingea absolut deloc cu mâna, iar apoi s-a jucat repede, s-a bătut repede în contextul în care jucătorii discutau cu arbitru, arbitru nu știa că s-a bătut lovitura, practic așa s-a marcat golul 2. Două goluri care au decis rezultatul. La primul gol, inițial nu s-a discutat despre offside, apoi pe toate relorile s-a văzut că offside a fost clar. Cel puțin pe site-urile de specialitate se amintea că și etapa trecută a fost o problemă similară, tot la meciul care. Da, a fost golul marcat la Sepsi, la fel, dintr-o poziție suspectă de offside. A fost momentul care a decis jocul. Practic a fost, cred că, prima intrare în careul nostru al Craiovei. A fost prima lor șansă, practic, până la prima pauză de apă. N-au intrat niciodată în careu. A fost acel contraatac în care noi nu am fost în stare să rupem jocul, să facem un foul tactic. Și a fost acea eroare de arbitraj care acolo s-a rupt jocul. Ultima întrebare, Alibek și Lazar pleacă la echipa națională. Ce credeți că va fi pentru ei? Ce credeți că va fi pentru echipa națională? Ce va urma din acest moment? E practic un nou început, primul meci al noului antrenor. Da, e un bonus pentru ei, un plus, faptul că participă la această campanie, la aceste meciuri. Au muncit un sezon întreg, merită, au avut realizări, atât Denis cât și David Lazar. Iar din punct de vedere al echipei naționale, cu siguranță va fi o altă mentalitate. Îl știm foarte bine pe selecționer. Mirel Rădoi este un tip foarte agresiv, foarte bine organizat și sper că acest lucru se vadă și în jocul echipei naționale și să ajungem și noi din nou la campionate europene, la campionate mondiale, pentru că avem nevoie puțin să facem rezultate și cu echipa națională și cu echipele de club în cupele europene.